Presa, liberă trecere. Bună seara, dragi telespectatori, suntem la Presa Liberă Trecere. Au avut loc foarte multe investiții, reabilitări, reamenajări, lucrări foarte importante, foarte multe evenimente culturale și multe activități în parteneriat cu unitățile de cultură de la nivelul județului Buzău sau în parteneriat cu unitățile de învățământ de pe plan local. Este vorba de Centrul Cultural Florica Cristoforeanu din Râmnicu Sărat. Doamna directoare Violeta Vâlcu este prezentă în ediția de astăzi pentru a ne oferi lămuriri cu privire la investițiile majore care s-au desfășurat în ultima perioadă în instituția de cultură din Râmnicu Sărat. Bine ați revenit, doamna director! Bună seara și bine v-am regăsit! Cred că din acea perioadă, perioada de dinaintea sărbătorii Zilele Râmnicului, ați intrat așa în priză, lucrați la foc automat, ați deschis larg ușile Centrului Cultural Florica Cristoforeanu, iar vizitatorii, râmnicenii, copii, părinți, cadre didactice pot vedea investițiile care s-au derulat în ultima perioadă aici. Investiții despre care dumneavoastră ne-ați vorbit. Da, anul 2017 a fost un an frumos și greu, foarte greu pentru noi, pentru că începând cu luna ianuarie am avut lucrări importante în ceea ce privește sala de spectacole, în reamenajarea ei și în afara sălii de spectacole. Am refăcut toaletele de la parter, am schimbat ușile de la intrare din sala de spectacole, de la intrarea în sala de spectacole, din foaier de la etajul întâi, multe, foarte multe investiții. Dar vreau să spun, venind încoace pe drum, cât am avut eu timp să mă gândesc la ce urmează să se întâmple fiind la volan, așa, că am venit în Casa de Cultură acum 6 ani. Chiar se împlinesc la 1 octombrie, s-au împlinit 6 ani din mandatul meu. O provocare foarte mare pentru mine. Am venit cu gândul schimbării, iar această schimbare s-a produs atât la nivelul activităților din instituție, am contribuit la reorganizarea ei și la realizarea câtorva programe importante pe care, de altfel, am și urmărit să le realizez, ele fiind cuprinse în mandatul meu de manager. Dacă 5 ani am reușit să ne adunăm echipa, să o facem mai mare, am adus alături de noi colaboratori foarte valoroși și am reușit să-i dăm drumul, să-i dăm făgașul, să-i intrăm pe făgașul normal al acestei instituții. În momentul în care s-a prelungit, am hotărât să prelungesc mandatul, să iau și al doilea mandat, rezultatele la evaluare fiind remarcabile pentru mine, aș putea spune, abia peste 2 săptămâni de la evaluare, am văzut care a fost nota finală de evaluare a celor 5 ani de activitatea noastră, adică 9,98. Eu știam că e undeva la 9,80, 9,90 și m-am mai uitat. Am fost plăcut surprinsă, pentru că acolo în comisia aia au fost și oameni de specialitate care știu ce înseamnă să conduci o instituție de cultură. Așadar, 5 ani am pornit cu schimbarea și ne-am găsit drumul. Apoi, al doilea mandat l-am acceptat pentru că mi s-a vorbit despre reabilitarea instituției și m-am gândit că instituția asta ar mai merita încă 5 ani din viața mea. Nu știu dacă vor fi 5, dacă îmi voi duce până la final mandatul, dar că este momentul, am simțit că e momentul să ne dezvoltăm. Și o să vă povestesc puțin mai târziu ce înseamnă în viziunea noastră dezvoltarea instituției. Legat de ce am făcut noi anul acesta, eu aș spune că am făcut un lucru foarte bun, foarte frumos.
Chiar acum, de 1 octombrie, de fapt pe 2 octombrie, luni, de ziua seniorilor râmniceni, m-am avut invitat un artist de marcă, aș putea spune eu, Paul Surugiu Fuego, care a venit cu un concert extraordinar, un testament, un filon de patriotism, pentru că acest eveniment a fost o îmbinare a poeziei lui Grigore Vieru cu muzica lui Fuego. Și la un moment dat, uitându-se în sală, Fuego chiar a remarcat eleganța și frumusețea sălii. Și așa mi s-a umplut sufletul de căldură, pentru că mi-am adus aminte în momentul acela că în urmă cu un an sau doi ani, în aceeași zi de ziua seniorilor, era puțin rușine de cum arăta sala, cum arătau cabinele artiștilor, iar acum am fost foarte mândră și am respirat ușurată. Chiar am întrebat seniorii prezenți în sală dacă le place ce văd și toată lumea a spus că este foarte frumos, s-au simțit foarte bine. Deci au fost refăcute inclusiv cabinele artiștilor, anul da? Anul trecut, în noiembrie, am refăcut cabinele artiștilor. A fost o, cum să spun, un ajutor faptul că le-am refăcut anul trecut, pentru că ele nu s-ar mai fi încadrat să reparăm în bugetul de anul acesta. Și, apropo de bugetul de anul acesta, cheltuielile materiale pe anul 2017 până la 25 septembrie am lista cu cheltuielile, conform bugetului aprobat de Consiliul Local, au fost de 748.000 de lei. Asta înseamnă cheltuieli materiale, înseamnă și cheltuielile cu evenimentele. Noi le-am structurat pe patru capitole, și anume pe reparații curente. Aici au intrat reparațiile de la tapiseria pereților, sala sălii de spectacole. Știți că pereții sunt tapizați cu un strat de vată de acustică și acea catifea. Am reușit să facem tapiseria la parterul sălii. Am cumpărat materialul pentru balcon ca să fie de aceeași nuanță și același material. Însă n-am reușit, asta e singurul lucru pe care n-am reușit să-l facem, să montăm tapiseria la balcon. Dar o să o facem în anul următor. Deci aici a intrat tapiseria pereților sălii, adică parterul tapizat și balconul, materialul cumpărat. Reparațiile la podeaua scenei, am scos tot ce era pe scenă pentru că era degradat și de fiecare dată de câte ori urcau mai mulți copii pe scenă aveam emoții cu privire la faptul că ar putea să se prăbușească și am reparat podeaua, este material nou acolo. Bineînțeles că am reparat și pereții sălii înainte de a-i tapița. Mă scuzați? Am reparat podeaua de la balcon, adică am scos tot ce era acolo, parchet degradat și nenorocire, și am montat parchet nou și am montat și grilajul acela care susține balconul 2. Astea au fost reparațiile curente, au fost de 170.000 de lei. Deci tot ce v-a spus eu acum au costat 170.000 de lei. În mare așa. Pe obiecte de inventar, adică cortina și mecanica scenei, până acum am cheltuit 160.000 de lei și mai sunt de plătit 45.000 de lei. Deci undeva la 200.000 de lei, 2 miliarde vechi, costă cortina și mecanica scenei. Cortina cu tot ce înseamnă și buzunare și așa, care se deschide și se închide apăsând pe niște butoane. Acele ștânci care pe vremuri erau 7, n-am reușit să achiziționăm decât 4, pentru că numai o ștangă cu scripeții aceia costă 300.000 de lei, 30.000 de lei, 300 de milioane vechi. Deci 160.000 de lei s-au dus aici. Dacă mulțim 4 ștânci cu scripeți cu 30.000 de lei, ies 120.000 de lei,
Iar restul, cortina, buzunare, tot ce atârnă, așa să spun, costă 40.000 de lei. Mai avem de achiziționat covorul de scenă și mochetele din scenă și alea costă 45.000 de lei. Deci, în total, pe scenă, cortina, mecanică, covor, o să avem cheltuieli totale de 200.000 de lei, 2 miliarde vechi. Și o sumă mare pentru cei care nu știu ce reprezintă tot acest mecanism de care ne vorbiți dumneavoastră. Cu privire la acest lucru, în momentul în care am găsit o firmă care să aibă experiență, am văzut CV-ul firmei și am văzut că a lucrat la toate teatrele, majoritatea teatrelor din țară, atunci am respirat ușurați, pentru că o ștangă din aia care susține tot felul de lucruri trebuie să fie sănătoasă, să fie făcută de profesioniști. Ori toate materialele care au intrat acolo, am văzut tot ce s-a lucrat și merită bănuții aceștia. Pe cheltuieli de capital sau investiții, am cheltuit 240.000 de lei, 2 miliarde și aproape jumătate, și am realizat cu acești bani încălzirea prin pardoseală. Asta înseamnă montat șapă, iară nu știu ce șapă, apoi ceva care protejează, apoi acel mozaic, iar sub mozaic este toată instalația de căldură. Am montat și câteva cazane noi, pentru că încălzirea se va face altfel decât s-a făcut până acum. Vrem să facem mai multă economie la agentul termic și atunci am cuplat, am lăsat sala să se încălzească, numai sala, să se încălzească cabinele și scena pentru repetiții, numai ele. Deci încălzire separată. Separată, da? Ca să nu încălzim tot modulul odată. Bun. Aici am făcut încălzirea prin pardoseală. Am montat acea marmură, mă rog, îmi scapă numele acum, am spus puțin mai devreme. Granit sau mozaic? Mozaic. Un mozaic de trafic greu, rezonabil ca preț, dar un pic mai scump decât cele folosite de noi în casele noastre. Cele trei uși de la intrarea în Casa de Cultură, acelea imense, sunt făcute așa cum cere ISU, cu antipanică, anti de toate. Dublurile lor au fost schimbate, cele al doilea rând de uși de la intrarea în Casa de Cultură. Deci iarăși, se fond de toate cerințele uși, ISU. Da. Cele trei uși de la intrarea în sala de spectacole le-a schimbat. Ușile laterale, patru, au fost schimbate. În buzunarul scenei, pentru că era foarte curent și nu știam de unde vine curentul ăla acolo în fața scenei, am schimbat ușa de la buzunarul scenei, care este foarte mare, acolo se depozitează instrumentele muzicale, sunetul, scena, mă rog, tot ce... Acolo am mai făcut un perete care să delimiteze anumite lucruri. Ușa care de la buzunarul scenei duce în stradă, la etajul 1, ușile acelea mari care se văd din stradă și geamurile le-am schimbat, geamurile de pe holurile foaierului. Deci eu zic că până la urmă am avut am cheltuit până la ora asta 240 cu 170, 410 și cu 160, 560, aproape 6 miliarde. Și ați văzut cum arată, ce s-a făcut acolo. Avem un partener cu care am realizat acest parteneriat de cinematograf în dimensiuni 3D. Ei, partenerul nostru a fost extrem de generos, a adus scaunele, că nu mai aveam un buget de scaune, scaunele noi care au venit de pe vapor direct la noi, la instituție.
pe care le-am montat în Casa de Cultură, sunt 408 scaune noi. De asemenea, a venit cu un sistem performant audio peste tot în la parter sunt montate boxe cu ecranul acela 3D și cu aerocondiționat, care era absolut necesar. La un moment dat am spus, ei, nu este nevoie de aerocondiționat la noi. Sala este destul de bună din punct de vedere termic. Numai că am văzut că dacă sunt evenimente toată ziua, zi de zi, ea se încălzește foarte tare și chiar acele instalații mari de aer condiționat erau utile. Deci cam asta am făcut. Sunteți, vă declarați mulțumită de aceste investiții, lucrurile pe care noastră le-ați văzut în momentul în care ați intrat în Casa de Cultură, pe care vi le-ați propus de acum 6 ani și vedem rezultatul. Sinceră să fiu, nu m-am așteptat că o să arate așa de bine și pentru că am văzut toată mizeria și toată nenorocirea care a fost acolo și uneori ne-a apucat disperarea că chiar așa o viziune aveam, dar nu ne gândeam că din toată nenorocirea aia care a fost ar putea să iasă lucruri atât de frumoase. Și pe această cale mulțumesc public tuturor firmelor care au lucrat în timpul anului acesta la noi, care au avut răbdarea să ne suporte, că am fost și noi irascibili și foarte incomozi uneori. Le mulțumim că au venit și și-au dat tot interesul să iasă ce a ieșit și ce o să vadă toți zâmnicenii, O parte dintre ei au văzut, pentru că noi am deschis de ziua Sfintei Marii, pe 15 august, am lansat sala pentru cu două proiecții de filme. Cei care au venit atunci au văzut și apoi copiii care au venit la teatre, la filme și primul spectacol pe anul acesta a fost cel de Ziua Seniorilor. Avem un plan, o sumedenie de piese de teatru și colaborăm foarte bine cu cei de la cinematograf. Ei au programul lor. Noi anunțăm înainte cu minim 10 zile ce intervine peste calendarul stabilit inițial în acordul nostru de parteneriat și ne înțelegem foarte bine. Spuneați că ați venit la Centrul Cultural cu gândul schimbării în urmă cu 6 ani. Ați reușit sau ați văzut această schimbare și în mentalitatea râmnicenilor? Ce să vă spun? Mentalitatea râmnicenilor, da, am văzut. Am văzut și în mentalitatea colegilor mei schimbarea asta. În primul rând, schimbarea a plecat de la ei. Și lor le mulțumesc că nu a fost așa ușor să lucreze cu mine. Lucrat și lucrez și în sistemul privat, am un ritm mai alert, sunt fisăloagă uneori, cred că uneori mai dau și ochii peste cap când mă aud spunând aceleași lucruri de mai multe ori, dar asta nu este din răutate, este defect și profesional că sunt profesor și pentru că vreau ca lucrurile să fie așa cum le-am gândit. Deci schimbarea a plecat de la ei. Dacă în primul an ne-am tatonat, în al doilea an am început să lucrăm în echipă. Avem o echipă foarte frumoasă. Se tot mărește de la an la an. Și da? Care se mărește anul ăsta. Ne-am mărit efectivul cu un sunetist, dar care face foarte multe lucruri, că așa e în Centru Cultural, să nu credeți că managerul stă și doarme. Dimpotrivă, managerul face uneori și achiziții publice și contracte și cere bani la Consiliul Local spre disperarea Consiliului Local, reprezintă instituția, vinde bilete în școli, face publicitate, mai face și repetiții uneori la teatru de păpuși, de toate. Fiecare dintre noi avem așa o paletă largă, pentru că eu acum știu fiecare la ce se pricepe și nici nu mai e nevoie să le spun că știu ce au de făcut.
De obicei, lunea ne întâlnim la ședință și stabilim lucrurile ce trebuie, cum trebuie făcute în săptămâna cealaltă. Iar la nivelul concetățenilor noștri, râmnicenii noștri, au fost alături de noi, în primul rând, prin faptul că ne-au dat copiii, ne-au oferit copiii să-i creștem, să-i educăm în spirit cultural, educativ, și am făcut lucruri frumoase împreună cu ei. Am avut rezultate foarte frumoase și pe plan național și pe plan internațional, atâta cât am putut noi să mergem în afara țării sau la festivalurile din țară. Eu zic că ne-am mișcat destul de bine, am fost prezenți peste tot, în emisiuni TV, la televiziuni naționale, televiziunea locală, televiziunile din zona noastră, în ziare, toată lumea afla de noi. Iar receptarea de către concetățenii noi, asta însemna faptul că au adus copiii la noi. Contează foarte mult ca părintele să aibă încredere în instituția pe care o coordonați și să creșteți frumos cultural, din acest punct de vedere cultural, copiii, da. Și echipa a contat foarte mult. Colaboratorii noștri de bază, care au o carte de vizită foarte bună. Cine s-a alăturat anul acesta echipei? Spuneați că un sunetist, da? Așa, un sunetist. Avem anul trecut un consilier juridic, și anul acesta și un coregraf. În persoana Alinei Stănciuc, ea a câștigat concursul de coregrafie și eu am încredere că va face lucruri frumoase. Alina a fost colaboratoarea și este colaboratoarea doamnei Victorița Morogan. Are foarte multă experiență. Vom face, iată că divulg puțin din surprizele pe care le pregătim, cu ea o echipă de majorete cu care să mergem la concursuri. Ați văzut că undeva pe lângă Buzău este o echipă de majorete care a câștigat premii naționale și internaționale. Eu zic că putem performa, Alina poate să facă lucrurile astea la fel de bine cum viitoarele noastre majorete, ca și cele pe care le-am adus aminte. Dar pentru că vă spuneam de dezvoltare și am mai acceptat provocarea încă unui mandat, am zis că gata, ne dezvoltăm, reabilităm centrul atât cât putem noi și cât poate Consiliul Local și anul acesta, în timpul verii, am schimbat regulamentul de funcționare și organizare al centrului cultural. Am trecut prin Consiliul Local o secție, să spun, a centrului cultural este Școala Populară de Arte, care va funcționa sub acoperișul nostru deocamdată al centrului cultural Viorica Cristovoreanu. Să vedem cum se va dezvolta. Să înțelegem că au primit acreditare? Am primit acreditarea Consiliului Local, că asta aveam nevoie. Școala are și acreditarea Ministerului, pentru că noi avem acreditarea Ministerului. Atâta vreme cât ea va sta sub sigla Centrului Cultural, are și acreditarea Ministerului Culturii. Deci, sunt foarte multe cercuri. S-au înscris deja 90 de cursanți. Bineînțeles că vor plăti o taxă anuală de studiu. Avem pian, sunt deja 3 profesori și vreo 50 de copii înscriși. Canto muzică ușoară, canto muzică populară, chitară, instrumente de percuție, instrumente de suflat, grafică, pictură, teatru de păpuși, la Teatrul Arta Actorului va fi... Cine se va ocupa? Adrian Nicolae, actor, va conduce acest grup. Până la ora asta sunt înscriși 4 copii, 4 cursanți. Pictură grafică... Teatrul de păpuși, da? Vă ocupați, da, în continuare?
dumneavoastră? Da, nu că nu mai am timp, cu tot regretul meu. Plus că trebuie să aibă acreditare cel care vine. Adică nu mai poate veni oricine. Eu n-am acreditare pe Teatru de Păpuși. Eu am făcut-o la nivel de amator. Așa? Cam astea sunt în mare. Îmi pare rău că n-am luat afișul. Dar sunt sigură că dumneavoastră o să vă ocupați de acest lucru și dumnealor vor veni la noi, la Presa Liberă Trecere. Sigur. Vom prezenta românicenilor, da, și activitățile. Ieri seară am deschis oficial anul, iar de luni încep cursurile. Până vineri, profesorii o să ne dea programul ca să putem să-i dirijăm pe săl și pe ore. Aici va mai fi nevoie de o investiție mai, un pic mai costisitoare, dar nu atât cât a necesitat sala de spectacole. Deasupra cabinelor actorilor mai avem un rând de 4 cabine, 4 săli, pe care trebuie să le, vrem să le transformăm în sală de curs, săli de curs. Mai avem sala de pian care există deja. Mai avem atelierul de creație, sala atelierului de creație, sala de dans. Astea sunt deja, cum să vă spun, funcționale. Ar mai trebui decapat puțin peretele. La toate trebuie decapat peretele, pus un rând de glet, pus un strat de parchet și în cabinele de deasupra cabinelor actorilor trebuie băgat un calorifer în fiecare. Liceul Teoretic Ștefan cel Mare ne-a ajutat cu câteva, a luat în custodie câteva băncuțe de studiu. Mai trebuie să mai cumpărăm niște scaune, o parte din bănuții de la taxe, dar taxele copiilor o să le transformăm în mobilier, o să-i transformăm în mobilier. Deci acestea ar mai fi intervențiile necesare la momentul de față, da, pentru că asta e nevoie. Acum eu să știți că văd un succes al acestei școli în perspectivă. Știți că există regretul și acum la nivelul concetățenilor noștri legat de pierderea școlii de arte. Discutam cu domnul primar care a fost alături de noi de 6 ani de zile, îl știu, prezent la toate concertele micilor pianiști și știe toate problemele noastre. Acum s-a alăturat și domnul viceprimar. Această școală populară de arte poate să se dezvolte, să devină o instituție cu din asta juridic, cu să aibă personalitate juridică separată. O să mă întrebați, n-o să regretăm. Nu, o să fim mândri că, dacă se desprinde de noi, că noi am dat naștere acestei școli. Și discutam cu domnul primar și cu domnul vice că la nivelul orașului ar putea lua naștere în școlile generale sau în licee clase cu profil de arte. O clasa 5-a sau o clasa 9-a care să cuprindă mai multe arte, că sigur nu se vor încadra, nu se vor înscrie la nivelul orașului Râmnicu să ia 30 de pianiști sau 20 sau, dar din toate artele s-ar putea face o clasă mozaic. Eu știu că la nivelul orașului Râmnicu Sărat, la clasa 8-a, de la clasa 8-a, absolvenții de anul acesta au plecat către școala de arte din Buzău, destul de mulți. Pe unul dintre puști chiar îl cunosc, este vecinul mamei mele, Edi, care este foarte talentat pe pictură și care este foarte încântat de ceea ce face. Deci copilul acela și-a găsit locul în viață. Și sunt mulți copii de vârstă mică care ar vrea să urmeze o asemenea, o astfel de școală, dar neavând această posibilitate, vârsta mică nu pot face naveta Râmnicu Sărat Buzău, Buzăul fiind cel mai apropiat. Știți, mi-amintesc de un moment din viața unor colegi ai mei de la Liceul Ștefan cel Mare. Doamna a ieșit la pensie, o profesoară de franceză specială, doamna Borcescu, să mă ierte că o pomenesc acum și o salut. Doamna are un băiat foarte talentat, talentul ei l-au descoperit în clasa 8-a, pe pictura.
Și doamna profesoară de franceză, domnul profesor de fizică, își prea doreau ca lor copil să îmbrățișeze o carieră de artist. Știți, sunt temerile alea, artiștii nu prea au bani, nu... Mă rog, și Emin a cerut atunci ajutorul. Haideți, ajutați-mă, vorbiți cu părinții. Noi am vorbit cu părinții și până la urmă, talentul a învins. Copilul a fost unul dintre cei mai buni elevi de la liceu Donița Parcă și de la Facultatea de Arte din București. Parcă a terminat al doilea și lucrează în grafică, dacă nu mă înșel, și câștigă de 10 ori mai bine decât au câștigat colegii mei profesori despre care vorbim. Iată, dacă ești bun, reușești în viață. Și unde ești bun? Acolo unde ți-e chemarea, unde ți-e talentul. Că dacă mama mă trimite să mă fac medic și eu n-am nicio trimitere către această meserie, chiar nu e cazul. Părinții trebuie să înțeleagă că reușești în viață dacă ai chemare și talent către acea meserie. Dacă nu, o să fii unul de mediu, de... Și părinții și cadrele didactice să înțeleagă. Și mă scuzați, da? Da. Așa am făcut o mică divagație ca să înțelegeți că și artele sunt... Și ce? Am avea nevoie de un aviz clar de la ISJ sau cine ar trebui să-și dea acceptul pentru înființarea unor clase cu profil de arte? Da, nu? Da, pentru că teoria se va face în școală, iar practica acolo unde va hotărâ Consiliul Local că se va face. Pentru că Consiliul Local trebuie să stabilească... Noi am intrat în cu adresă, vrem să intrăm ședința de vineri sau care urmează, cu stabilirea. Noi am făcut un studiu pe ce ar însemna cheltuieli cu profesorii, cu încălzirea, cu, mă rog, utilitățile și per copil ca taxă, și Consiliul Local o să hotărească dacă aceste taxe stabilite de noi sunt bune sau nu. Consiliul Local trebuie să stabilească nivelul taxelor. Deci aici v-ați opri cu investițiile deocamdată, pentru că am discutat și de investiții și în planul cred material. Da, și cred că o să ne și oprim, pentru că sigur mai sunt și alte instituții care așteaptă finanțare. Știți, bugetul râmnicului este așa cum este. Toată lumea vrea străzi, școlile vor să fie, să se investească în ele. Noi vrem și noi. Anul 2017 a fost așa ca o minune pentru noi, pentru că în instituția aia, în afara ultimilor 8 ani când am investit în centru de tineret și slavă Domnului s-a văzut utilitatea, dar nu putem să intrăm noi peste ei acum. Am zis că e centru de tineret, lasă să intre tinerii acolo, da? Și am reabilitat puțin birourile cu, dar nu mare lucru, cu un pic de parchet, un geam, o ușă, ca să nu mai avem probleme cu... Dar frigul. Sala era cartea de vizită. Corect. Deci până la 2017, 2016, 2017, multe lucruri nu s-au făcut. Și mandatele domnului primar Holban, acolo s-au investit niște bănuți. Dar în sala de spectacole și niște lucrări de genul acesta nu s-au mai făcut de 50 de ani, probabil. Că eu nu mi-amintesc să fi auzit vreodată că în afară de scaune, care au fost retapițate odată acum vreo 30 de ani, 20 de ani sau nu știu când, s-a investit ceva acolo. Deci și colegii mei, directorii de școli, profesorii sau mai știu eu, colegii mei, directorii de alte instituții, nu trebuie să fie supărați pe noi, că am primit și noi în sfârșit... Din cenușărea să am devenit și noi zâna cea bună a instituțiilor. Dar școlile au un parteneriat, nu? Sau poate prea mare cuvântul, o colaborare cu dumneavoastră. Trebuie să se bucure de investițiile realizate acolo. Toate instituțiile au parteneriat cu noi, au colaborare cu noi. Ușile noastre au fost tot timpul deschise. Știți, mă gândeam zilele trecute că viața în cultură nu e așa de ușoară. În primul rând trebuie să ai viziune, în al doilea rând trebuie să ai talent, în al treilea rând trebuie să ai capacitatea de a asculta și de a primi
ideile celor din jur și de a-i capacita pe cei din jur lângă tine. Avem festivaluri internaționale care sunt capacitate pe, sunt făcute cu colaboratori. Oamenii ăia n-ar fi venit lângă noi să dezvoltăm proiecte importante dacă noi nu am fi fost deschiși și capabili să facem împreună lucrul acela. Deci asta spuneam, că nu trebuie privită această investiție cu invidie, pentru că a venit și momentul acestei instituții. O să vină 2018 momentul alte instituții. Nu se pot face toate odată. Nici acasă nu le facem pe toate odată. Și dacă cineva s-a supărat, eu rog să ne ierte că am fost noi considerați anul acesta prioritatea orașului Râmnicu Sărat. Doamna Violeta Vâlcu, vreau să ne vorbiți puțin și despre evenimentele culturale care vor avea loc la Râmnicu Sărat. Avem încheiate câteva parteneriate cu câțiva impresari și teatre din țară, astfel că pe 25 octombrie avem piesa Fidelitate, în care joacă și Florin Busuioc. În luna noiembrie, o să iau așa pe teatru întâi, în luna noiembrie o piesă de teatru cu Magda Catone, Claudiu Bleons și nu mai știu să vă spun din distribuție, că nici n-am afișele în față. În luna decembrie la fel, încă o piesă de teatru, deci am hotărât că trebuie să satisfacem nevoia concetățenilor noștri de teatru, așa că am invitat impresarii și teatrele să ne ofere... Și lună de lună. Și în fiecare lună o să începem cu o piesă de teatru și apoi poate la anul să ajungem la două piese de teatru pe lună. Începe Festivalul Dramaturgiei Buzoiene, pe care îl avem în parteneriat cu Asociația Speranța Râmniceană și cu Consiliul Județean. Am discutat ceva și despre concertele de Crăciun. Știți că avem festivalul Colindelor în decembrie. Avem așa o idee, însă nu vă spunem acum ca să nu greșim. Suntem în negocieri cu mai multe coruri și mai mulți artiști cu concerte de colinde. Revelionul, ne pregătim să încheiem, să negociem, să încheiem negocierea cu Revelion, pentru Revelion. Ce să vă mai spun? Mâine, de ziua educației, la ora 9:30 avem prezentăm elevilor de la Liceul Ștefan cel Mare, în parteneriat cu Liceul Teoretic Ștefan cel Mare, o piesă de teatru pe care o joacă patru artiști din acest liceu, au jucat-o la concursul de teatru, la festivalul de teatru Stage de la Cluj și cu care au avut succes. E o piesă a lui Tudor Popescu, Boala incompatibilă se numește. La 11, partenerul nostru 3D oferă un film cu reducere de preț pentru copiii cei mici, clasele 1-4 și grădiniță, un film 3D. Apoi, de la ora 2, la ora 14, la ora 15, prezentăm realizările noastre muzicale în fața râmnicenilor care se întâlnesc pe 5 octombrie, râmnicenilor din țară, care se întâlnesc pe 5 octombrie la ei acasă, se reîntâlnesc la ei acasă. Ideea a aparținut doamnei judecător Mioara Donea, care, sufletistă așa cum este, și anul acesta a venit să ne ajute în organizarea evenimentului. Deci de la 14 la 15 vom prezenta realizările noastre muzicale acestor domn și doamne importante și importanți râmniceni care se adună, se regăsesc la Râmnicu Sărat.
La ora 15:30, iarăși un film pentru Ziua Educației pentru școli, de data asta pentru copii clasele 5-8 și liceu. Iar la ora 19 mergem să dansăm și să cântăm în fața râmnicenilor într-o petrecere privată restrânsă și nu divulg locul. Nu, asta se întâmplă mâine de Ziua Educației și apropo, dragi râmniceni, mâine de Ziua Educației o surpriză pe care am pregătit-o în parc între orele 13 și 14 va cânta fanfara Valurile Dunării de la Galați. Era un vis de al dumneavoastră. Da, numai că din păcate costă foarte mulți bani și e greu de realizat acest lucru. Dar reușiți așa să le faceți câte o mică surpriză, să-i bucurați, măcar cu prilejul unor zile importante de peste an. Și cu siguranță vor fi și alte evenimente, așa mare paleta asta e. Nu uităm de doamnele de la Clubul Femina, Doamne. Cenaclul literar, da? Ca să nu se spere pe noi. Doamnele de la Clubul Femina sunt invitatele noastre la toate evenimentele. De altfel, vreau să spun că în regulamentul nostru de organizare și funcționare, o altă ramură este Clubul Femina, în noul regulament. Asta ne dă nouă voie să le ajutăm în legal în organizarea activităților pe care le desfășoară. Ele sunt parte integrantă a noastră, din acest motiv nici nu le-am amintit până acum, sunt acasă. Clubul Femina este la el acasă. Acolo acest club a rezistat datorită muncii asidue a două doamne, două, trei doamne, a doamnei doctor Tediulescu, a doamnei profesor Popescu Sanda și a doamnei Drăstaru, care s-a alăturat de vreo 2-3 ani conducerii și, bineînțeles, a vicepreședintei mai tinere, doamna consilier Sava Manuela Camelia, care le ajută susținut în toate activitățile. Și au activități, slavă Domnului! Au conferințe, seminarii, vizite, prezente și în cadrul religios, și la muzeu, și peste tot. Și văd că și își doresc acest lucru, fac cu pasiune. Mi-aș dori să fiu una dintre membrele Clubului Femina la vârsta dumnealor. Acolo tinerețea e la ea acasă, să știți, Doamne, da, în ciuda vârstei, nu? Doamne, e o energie fantastică. Am sesizat, da. Aș vrea să mai spun că am colaborat foarte bine cu doamna profesor Tăicuțu. A fost demarat un atelier literar pe lângă cenacul Alexandru Sicleanu. Funcționează un salon literar pe care îl conduce domnul profesor Tăicuțu. Și colegul nostru cel nou, Sorin Călin, sunetistul, care am spus că are o paletă mai largă de activități. De altfel, el ține și secretariatul Școlii Populare de Artă. Așa, uite, formăm un om care să preia la un moment dat Școala Populară de Artă, să zic, nu știu, l-am văzut apt pentru așa ceva. Am colaborat foarte bine cu domnul Marafet Costică, cu care facem împreună, cu care organizăm Festivalul Internațional de Creație Literară Titel Constantinescu și proiectul Scriitor Râmniceni, care se află la 10-a ediție. Deci se întâmplă lucruri foarte frumoase acolo și vreau să spun că proaspătul pensionar Ghinea Vasile, colegul nostru care e și la pensie, vine în fiecare sâmbătă și se întâlnește cu membrii cenaclului și mulțumim, îi arătăm, manifestăm tot timpul recunoștința noastră. Toți membrii vin acolo, își citesc scrierile sub patronajul atent al domnului Ghinea Vasile. Deci toate segmentele sunt acoperite, activitate la maximum, putere de muncă, ce să vă urez, da, în continuare. Să dea Dumnezeu, să dea Dumnezeu. Râmnicenii trebuie să fie convinși de faptul că
tot ce am făcut acolo, noi, am făcut cu tot sufletul și cu o zgârcenie în ceea ce privește banii, fantastică. Adică niciun bănuț nu a fost cheltuit aiurea. Dar asta or să vadă și. Și invitați pe această cale să ia parte, să participe la toate evenimentele toate, pe care la le toate desfășurați. Evenimentele îi așteptăm. Mulțumesc foarte mult, doamna Mulțumesc Violeta Vâlcu. Mulțumesc și eu. Mulțumesc frumos pentru invitație. Și succes pentru ziua de mâine, pentru că ne-ați prezentat calendarul și oră de oră sunteți prinși. Da, să la fac continuu. Încă o dată mulțumiri doamnei Violeta Vâlcu, directorul Centrului Cultural Florica Cristoforanu. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor. Sănătate, numai bine. La revedere!